Prin ce s-au deosebit păcatele lui Hanum și David din capitolele 10, 11 și 12 din 2 Samuel? Prin ce s-au deosebit păcatele acestor oameni? David și-a cerut iertare. El a venit înaintea lui Dumnezeu și a cerut iertare. A recunoscut păcatul. Și când Hanun, el n-a recunoscut nici păcatul și nici nu și-a cerut iertare. Și consecința a fost pierzarea pentru el. Însă pentru David, viața lui a fost scăpată. Foarte corect, foarte corect. Cred că ce altceva, ce alte diferențe mai vedeți? La Hanun a fost și poporul a fost distrus, dar cât ține de David, a avut consecință în familia lui, dar poporul nu. Nu a suferit. Nu. Da, pentru că el s-a pocăit, el nu a avut de suferit. Bine, bine. Suferit potrivit cu lecția de azi. Cum? Poporul a avut de suferit având în vedere lecția de azi. Exact. Poporul a avut de suferit mai târziu, când se întâmplă tot ceea ce vedem în lecția. Am văzut din Psalm. Deci din Psalm 51 se vede că a fost afectat și Ierusalimul, și poporul, și el roagă. Se roagă și pentru stabilirea lui și a poporului și a Ierusalimului. Așa. Ce au avut în comun oamenii aceștia? Prin ce s-au asemănat păcatele lor? Prin ce s-au asemănat păcatele acestor oameni? Progresie. A lui Hanun. În progresie. Deci au mers din rău în mai rău. Au mers din rău în mai rău și unul și altul, dar până când David s-a pocăit, David s-a oprit. Ăsta nu s-a oprit până la nimicire. Hanun nu s-a oprit, el a mers până la nimicire. Dar vedem că și într-un caz și în altul, un pat nu se oprește la un singur pas. Orică se oprește prin pocăință, orică îl oprește Dumnezeu prin nimicire. Eu zic că Hanun a căutat sfatul oamenilor și David totuși a căutat sfatul prorocului Dumnezeu. Poate chiar dacă nu l-a căutat, că nu mers el. Adică nu l-a căutat, da, nu l-a căutat. Când a venit, l-a ascultat. Da. A venit sfatul lui Dumnezeu, l-a ascultat. Da. Da. Au luat aminte la ceea ce a spus. Așa. Ca asemănare, mai văd că amândoi au profitat de poziția lor înaltă. Ambii au profitat, ambii erau împărați, nu? Avem de-a face cu doi împărați care au păcătuit. Doi împărați care au păcătuit și i-a costat scump și pe unul și pe altul. Care este lecția cea mai importantă despre păcat pe care am luat-o la lecția trecută? Cum? Care e adevărul cel mai important pe care l-ai învățat? Împărtășește un adevăr cel mai important pe care l-ai învățat despre păcat sau concluzii cea mai importantă pe care ai luat-o la lecția trecută despre păcat. Păcatul aduce consecință. Păcatul aduce consecințe, numai decât nu se poate altfel. Omului îi place să creadă că e excepție. Fiecare păcătos se vede o excepție. Crede că e cazul lui, o excepție și consecințe nu vor fi. O altă concluzie este că păcatul vine atunci când te relaxezi, când crezi că totul e bine, când e amugata, când toate lucrurile... În cazul lui David, el s-a relaxat, trebuia să fie la război, nu a fost și atunci a fost vulnerabil să păcătuiască. Un moment foarte important este ca să vedem și să fim conștienți de firea noastră păcătoasă, pentru că David era un om după inima lui Dumnezeu. Și problema nu numai că s-a culcat cu soția prietenului lui, dar a ajuns să-și omoare prietenul și o bună parte din armată. Și asta e om după inima lui Dumnezeu. De aceea nimeni să nu-și asume prea multe, nu știu, să creadă că e mai grozav și să ne socotească unele restricții care sunt niște norme. Deci nu mergi acolo, nu privești aceea, nu discuți cu persoana aceea. Deci e foarte important să avem niște limite stabilite ca să vedem, pentru că nimeni nu e scutit de
ispită și de cădere. Deci oricine nu veghează, cât de spiritual, ce poziție înaltă n-ar avea, ce relație frumoasă n-ar avea cu Dumnezeu, deci nimeni nu-i scutit dacă nu veghează. Așa este. Altceva ar fi întotdeauna să știm că este momentul potrivit de a te opri. Întotdeauna poți să te oprești. Și cu cât mai degrabă te oprești, cu atât mai, cum, limitezi și consecințe. Mai puțin... Da. Și consecințe, alegerile le face omul, dar consecințele vin de la Dumnezeu. Noi nu alegem consecințe. Da. Și păcatul, să nu încercăm să acoperim păcatul. Mai zi o dată, Adriana. Să nu încercăm să acoperim păcatul, crezând că așa o să rezolvăm. Pentru că vedem la David că e ca un lanț, s-au format, toate lucrurile au adus așa o pioscară, din ce în ce mai rău mers. Adică să nu încercăm să acoperim păcatul, să ne pocăim, să venim să ne pocăim. Mm-hmm. Da, da, da. O altă concluzie poate fi că la început păcatul este plăcut, dar pe urmă e amar. Exact. Bine. Și apreciază pe cei din jur. Așa este. Bun. Hai, eu cred că putem să mergem de acum la lecția următoare. Lenuța, poți te rog să deschizi ecranul? Da, vreau să vă întreb pe voi. Iată, gândindu-vă la capitolele 13, 14, 15, ce temă alegeți? Ce au în comun capitolele astea toate trei? Cum vi se pare? Consecințele păcatului. Sună prea în general. Consecințele păcatului lui David. Da, vedem acum consecințele. Dar totuși e un caz aparte. Dacă analizăm cazul aparte, pornind nu de la David, dar pornind de unde se începe cazul. Cazul se începe de la violul și incestul. Cela Amnon. Nepedepsirea păcatului, poate, cred că. Nepedepsirea păcatului, da. Da, a nu lua măsuri de la început, adică cu o problemă. A nu rezolva o problemă de la început. Absalom? Și anume relații între... Păcatul lui Amnon și răzbunarea lui Absalom ar fi o temă aici? Da. Păcatul și răzbunarea, da? Păcatul lui Absalom, păcatul lui Amnon și răzbunarea lui Absalom. Hai să-l punem așa. Eu m-am gândit la ura care nebunește, așa m-am gândit la asta, că se vede aici o ură, dar nu-i numai ură, este să începe de la, nu știu, păcatul care nebunește, că parcă îi nebunește pe toți. Frate Vasile. Da, 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 Oleg. Dacă se poate o întrebare, păi toate lucrurile astea care se întâmplă și răzbunarea lui Absalom și Amon, că... curvești cu sora lui, nu-i consecința păcatului lui David. Corect, corect, Oleg, sunt consecințe care au fost anunțate lui David atunci. I-a spus, gata, sabia nu se mai depărta din casa ta și așa mai departe. Toate celelalte lucruri au fost spuse lui David, gata, s-au început consecințele. Astea sunt consecințe. Dar vreau să-l analizăm așa, să-l analizăm aparte, 13, 14, 15, pornind de la ăștia care fac toate lucrurile. De acum, nu din punctul de vedere al lui David, din punctul de vedere la toți ceilalți care, că-s păcatele lor la ăștia. Bun, hai să, înainte ca să facem tabelul, vreau să vă zic că acum la știri am citit. Cred că ați ascultat emisiunea actuală. Dacă nu ați ascultat emisiunea actuală care am făcut-o cu Tica, atunci vă invit neapărat să o ascultați. Lenuța, nu știu de ce ecranul nu-l arată bine. Așa, gata, l-arată bine. Să ascultați emisiunea actuală, ultima care am făcut-o sâmbătă trecută, unde am discutat cazul acelui preot, un preot de aici din Chișinău, de la o mănăstire, și-a violat, și-a abuzat sexual fiica vitregă. Fiica a abuzat sexual fiica concubinei lui. El trăia cu o concubină și-a abuzat pe o minoră. Acum, ieri la știri am citit că la Sângerei, un caz grav, la Sângerei s-a descoperit că un bărbat de 26 de ani, el viola o fetiță timp de 3 ani, viola o fetiță care era nepoata lui, de la soră.
El o viola și s-a descoperit acum peste 3 sau 4 ani când fata s-a dus cu anumite probleme de sănătate la medici. Medicii au început să cerceteze și au dat seama că de fapt problemele se trag de la când fata a spus ce s-a întâmplat și așa nu mai s-a aflat. Deci pe asta l-au judecat la 20 de ani de închisoare. Dacă ați vă închipuiți, problemele astea grave care le vom studia noi azi, ele sunt prezente și ele sunt prezente așa în jurul nostru. Probleme mari și grave sunt. Multe nu ajung să iasă niciodată la iveală, că de obicei victimele nu spun nimic, nu vorbesc nimic. Dar despre asta tot vom vorbi noi, vom analiza lucrurile astea azi. Hai să facem un tabel din trei coloniți. Trei coloniți. Pentru fiecare capitol va fi câte o coloniță. Și în prima coloniță este capitolul 13. Amnon comite incest și viol. Asta e capitolul 13. Pot spune în paranteză capitolul 13, ca să știm că aici discutăm capitolul 13. În capitolul 14 este întoarcerea fugarului Absalom. Capitolul 14. Și în capitolul 15 este uneltirea lui Absalom împotriva tatălui. Și vom discuta lucrurile din fiecare capitol, tot așa cum obișnuim noi. Vă pun întrebări și discutăm întrebările. Hai să mergem direct la capitolul 13. Prima întrebare, să-mi spuneți cum erau relațiile între membrii familiei lui David, din tot ce ați văzut voi. Cum erau relațiile între membrii familiei lui David? Cum sunt descrise ele aici? Cum ați descri relațiile dintre ei? Șubrede. Dacă Amnon și-o permis să se îndrăgostească și era bolnav de, pentru sora lui, apoi David n-a reacționat aproape cu nimic, doar s-a mâniat foarte tare, apoi Tamar, săraca, nu a avut... Nu a putut să spună ce i s-a întâmplat. O trăit nu cu... Nu a putut să spună? Voi așa să înțeles că nu a putut să spună? Nu. Da, o putut să spună. Dar soția mea, dă-te rog, sune tu puțin mai încet, că ecoul s-a aude la mine în birou. Da. Mulțumesc. Deci au rămas nemântuiată, așa, tragic. Niște relații șubrede de tot. Mm-hmm. Deci voi credeți că cazul ei nu a ajuns cunoscut? Eu cred că azi i-a ajuns aparat aici specific. E așa, sfârșit haina pestriță. Așa, și a ieșit țipând. Asta ce a semnat? Ea imediat a făcut cazul public. Cazul public. Nu se putea să nu afle împăratul. Gata, au aflat toți, știi toată lumea ce s-a întâmplat. Dar... David nu a luat atitudini. Nu... Așa. Nu a rezolvat problema, nu? David n-a luat atitudine față de cine? Față de Amnon. De Amnon. Față de Amnon. Nu s-a fost. Față de Tamara, în ce sens n-a luat atitudine? Ca tată trebuia și el să mângâie. Spune că ea n-a mângâiat-o. Da, ea a rămas nemângâiată. Se pare că unicul care a mângâiat-o, cine a fost în toată situația asta? Fratele ei. Absalom, se pare că doar Absalom a mângâiat-o, restul nimeni n-a mângâiat în situația asta. Dar înainte de aceasta, vedem că David nu pune întrebări. Uh-huh. E Amnon atunci când îi cere ceea ce îi cere tatălui lui. Da, da. Vine sora lui în cameră să-i gătească. Să... Uh-huh. Nu cercetează. N-a pus întrebări. Da, da. Deci deja dădea de bănuit, nu? Asta dădea de bănuit, dar cum? Cu ce ocazie? Da. Trebuia să le-am urmat de cererea asta, pentru că acolo puteau să fie și alți oameni care să pregătească mâncare, nu neapărat sora lui, și încă să-i mănânce din mâna ei, să vadă cum gătească. Deci formularea deodată trebuie să-i dăie de bănuit. Mm-hmm. Mm-hmm. A lui David față de Amnon, uh-huh. Pentru că, într-adevăr, cum s-a spus mai înainte,
s-a lăsat manipulat de dorința fiului lui. Indiferent cât de mult îți iubești copilul, nu trebuie să te lași manipulat de dorințele lui, că pot avea intenții păcătoase. Da, și parcă se vede un favoritism față de băieți în defavoarea fetelor, nu? Se vede că fata a rămas nemângâiată, dar la asta a venit, o cerut, mi s-a adus, i s-a făcut, el a cerut să vină Tamar, a trimis-o pe Tamar. Bine, altă întrebare. Frate Vasile. Da, sigur. Dar aici din versetul 13, când îl citesc, parcă îmi dă de înțeles cumva că Tamar nu vrea să facă lucrurile astea din cauza rușinii, dar pe de o parte parcă vrea, că zice, vorbește împăratului și nu se va împotrivi să fie a ta. Așa cred. Fel... Așa crezi că de asta auzise vorba asta? Eu cred că aici i-a auzit vorba asta pentru că a vrut cumva să iasă din situația, adică... Să scape pe moment de acolo. Să scape, la împărat și mă va da sau nu știu, dar să scape. Să iasă de acolo. Era un... Adică cumva ea chiar era într-o situație. A folosit un șeretlic căcând, da? Iasă de acolo, să scape pe moment. I-a dat lui o opțiune ca să iasă pe moment, să iasă de acolo, din împrejurarea în care era. Dar și-a avertizat că o să iasă drept un Mișel. Pentru că astea domn Mișelii știau legea. În lege el știa și consecințele păcatului său. El trebuia să fie pedepsit foarte grav. Dar și ea trebuia să fie dată lui de soție. În cazul ăsta, nu știu din ce cauză. Nu s-a luat deloc. Haideți că ajungem mai târziu să discutăm despre ce acum trebuia să procedeze. Ne întoarcem la asta. De ce a ajuns Amnon să-și violeze sora? Întrebare. De ce a ajuns Amnon să-și violeze sora? Din cauza poftelor lui sexuale. Așa, pofta lui sexuală. Pofta lui sexuală necontrolată, da? Da, necontrolată. Așa, și vedem că asta, prietenul ăsta lui, a întreținut. Nu l-a oprit, dar viclean. De dragoste. Vedem de ce fel de dragoste era el bolnav. Da, da. El era bolnav de dorința de sex cu dânsa. El numai asta și-o interesa, a văzut, numai eu fac cu sex, odată, eu fost suficient odată să fac sex cu ea și o urât-o pentru totdeauna. Urât-o, zice, mai tare decât o iubit. Fel de dragoste de asta era la el. Nu-i păsa, total nu-i păsa de fata asta. Ce o să fie mai departe? Ce să alege din viața ei? Ce va fi? Nimic. Tot numai să-și satisfacă pofta lui sexuală. Gata. Mai mult nimic. Nu contează. Nu-l interesează ce-i cu fata asta. Dar cum a ajuns? Deci prietenul lui, ați văzut ce Mișel a fost acela? Acela deodată, dar ce stai tu, știi chinul? Iau și ăsta încă vă cuși planul tot. Eu dat planul cum o poți atrage la tine în pat. Sunt foarte interesant. Îi spune că tu, fiul din părat, Da. Adică prietenul lui spune că tu ești fiul de împărat, adică tu poți să-ți permiți. Da. Deci fă abuz, că ai autoritate, poți abuza de autoritatea ta. Da. Deci înseamnă că omul ăsta a întreținut o poftă sexuală necontrolat. Omul ăsta nu s-a înfrânat, nu s-a oprit omul ăsta. Și uite unde te poate duce pofta asta sexuală necontrolată. Unde te poate duce? A fost o zi când s-a început și uite până unde a crescut. Asta nu înțeleg mulți oameni azi. Ei se joacă cu pofta sexuală și el zice că nu-i nimic strașnic dacă el stă seara în așternutul lui și își pune telefonul și privește pornografie. Nu-i nimic, nu, că el doar nu face actul în sine. Acolo e începutul. Asta este ca o râie care se va întinde pe tot corpul. Râia s-a început între degetele de la mână, nu? Și se va întinde pe tot corpul. Tot. Sau o lepră, sau ce este. Deci ea te va cuprinde. Uite pe el la... Unde l-a dus pe omul ăsta? La ce mișelii l-a dus pe omul ăsta? Și i-a dus moartea. Bun. Haideți să vedem acum cum comentați acțiunile Fecioarei Tamar. Gândiți-vă la toate acțiunile ei. Cum le comentați acțiunile ei? În primul rând, ea a vrut să-l oprească de la răul care a vrut să-l facă. I-a dat și o soluție, dar el se vede că deloc nu a ascultat ceea ce i-au zis. El era foarte determinat să facă ceea ce și-a pus în plan. Așa, a vrut să-l oprească. Deci când a înțeles ce este, ea a vrut să-l oprească.
Ea știa foarte bine legea, că de două ori menționează ce se face în Israel și ce nu se face în Israel. Da, zice așa ceva, nu se face în Israel. Zice, tu vei trece ca un mișel în Israel. Zice, dar eu ce mă fac cu rușinea mea? Deci pe asta o afectează pentru restul vieții pe ea, ea înțelege? El îi pricinuiește o rușine care o să o afecteze și ea îi spune de asta. Dar încă ce mai învățați din acțiunile ei? Se vede că ea a fost ascultătoare, pentru că fratele ei, Absalom, când îi spune să tacă deja pentru că e fratele ei și să nu scoată rușine, ea a tăcut și a rămas în casa fratelui său, Absalom. Adică undeva era ascultătoare, se vede că era cinstit. Cred că înainte de toate trebuie să analizeze foarte bine că, nu știu, poate că nu trebuie să ducă la dânsul. A fost porunca împăratului. Asta părinții joacă în jurul copilului, că asta nu-i vremea de azi. Noi încă am apucat vremea aceea, noi acum vorbim, că noi nu îndrăzneam să zicem o vorbă cu cei mai mari. Dacă ți-au spus părintele să întorce o vorbă înapoi sau ceva, asta noi am apucat, noi, generația noastră. Gândiți-vă, acum e vorba de 3.000 de ani în urmă. Nu era când pune cineva la discuție. Și asta e porunca împăratului, asta împăratul a spus, te duci să faci. Nu spune vorba la. De-aia noi nu putem înțelege cum cu Batșeba, cum cu noi, nu înțelegem asta. Asta e porunca împăratului, nu spune la discuție, nu se... Ea mai spune că dacă ai cere de la împărat, împăratul nu s-ar împotrivi ca să fie soții. Da, deci a încercat să iasă de acolo. I-a dat așa o opțiune, să iasă. Bun. Dar după ce a fost violată, ce a făcut? După ce a fost violată, ce a făcut fata asta? Așa a strigat. Ce a făcut ea cu asta? A făcut public cazul. A făcut public cazul, a denunțat cazul imediat. Ei, iată, asta nu fac multe victime a violului azi. Multe victime a violului azi nu fac lucrul ăsta. După ce sunt violate, după ce sunt abuzate fizic, ele nu fac public cazul, pentru că ele sunt temne. Ai văzut? Ia, fata asta, eu înțeles că asta o să-i aducă rușine, așa-i? Înțeles bine. Când s-a întâmplat asta, eu înțeles. Zice, eu ce voi face cu rușinea mea? Dar inclusiv ea știe bine că faptul că cazul ajunge public, asta e rușinea ei, dar fata scoate cazul public. Cazul nu rămâne. Că dacă ea nu scoate cazul public, vă amintiți după lege, de cine trecea ea dacă nu scotea cazul public? Ți-ai dat consimțământul la asta. Nu, și asta trebuie să înveți orice victimă a abuzului sexual, orice victimă a violului, orice victimă a incestului, trebuie să înveți asta și trebuie să-l scoată cazul public. Imediat când s-a început, scos cazul public. Trebuie oprit. Răii ăștia trebuie să opriți. Deci îți asumi că asta îți va atrage rușine, îți asumi că trebuie să duci niște consecințe, dar cazul trebuie făcut public. Și fata asta a ieșit și a făcut cazul public. Și ori de câte ori când afli de asta, afli că s-a întâmplat ceva, trebuie vorbit cu victima ca să facă cazul public și să-l oprească răul ăsta. Și rău făcătorul trebuie pedepsit. Bine, mergem la următoarea întrebare. Dar cum comentați acțiunile lui David în toată această tragedie? Cum comentați acțiunile lui? Aici vedem că el nu a luat atitudine față de ceea ce a făcut fiul lui, dar vedem că nici mângâiere nu i-a dat lui Tamar. Pe de o parte, nu a mângâiat-o pe Tamar. E doar că s-a mâniat și atât. S-a mâniat și n-a mângâiat-o pe Tamar. Nu l-a pedepsit. Cum trebuia să-l pedepsească pe Amnon? Ce pedeapsă trebuia să-i dea lui Amnon? Omorârea cu pietre. Cum? Omorârea cu pietre. De ce? De ce așa? Pentru că a violat o fecioară. Pentru că a violat o fecioară sau încă... Nu, că pentru că cine viola o fecioară trebuia să o ia de nevastă după lege acolo. Nu țineți minte Răcească la lege. Tată. Dar a alungat-o. El a descoperit goliciunea tatălui său. Asta deja e incest. Da, asta e goliciunea sorei sale. El a descoperit. Asta e incest. Pentru incest era pedeapsa cu moartea. El a săvârșit incest.
Asta nu era un caz de viol obișnuit. Asta era un caz și incest. Pentru incestul ăsta, deci pedeapsa era moarte. Acum vă dați seama, pune-te în locul lui David să condamni la moarte pe propriul tău fiu. Asta vi se pare lucru simplu și ușor? Da, și mai ales că Amnon era primul născut al lui David. Da, da, da. Deci gândiți-vă, asta e, e extrem de greu. Dar asta era rolul lui, asta trebuia să... El era și judecător în Israel. El era împărat, el era judecătorul suprem, de la el s-aștepta să facă dreptate. Și acum el pus în situația când în familia lui el trebuie să facă astfel de dreptate. Frate Vasile, poți vă întreb ceva? Da. Dar posibil că el nu a aplicat disciplina din cauza că avea incident cu Bathsheba proaspăt și nu... Cred că el tot trebuia să fie omorât cu pietre pentru fapta lui. Deci înseamnă că asta ar putea să-l fi împiedicat pe el, că el se vedea, că acela e tot ca el, tot ca el a procedat, nu? Tot la păcatul ăsta sexual, tot un păcat sexual, o poftă sexuală nestăpânită, tot o mișelie așa a făcut, deci vezi ce se întâmplă. Că după ce ai făcut un păcat, nu poți aplica disciplina la alții care au făcut asta. Da, foarte corect ai văzut, Mașa. Ne gândim, David, care altă dată era foarte corect, vă amintiți cum proceda cu alții? Deodată, nu stătea la discuții. Uite aici, el nu poate. Una că este fiu, alta e că el, David, și se gândește că de fapt asta e o consecință. Asta e consecință la ceea ce eu spus că o să se întâmple, ce-a făcut el. Ce-a făcut el, exact asta repetă fiul lui acum. Întâiul lui născut face exact fapta care a făcut-o el, nu? Așa? Da, că și Ionadab îi dă sfatul ăsta. Adică prietenul ăsta zice, tu ești fiul de împărat, într-un fel. David fiind împărat, a văzut-o pe Bathsheba, a luat-o. Da. Și ăsta zice, Ionadab, tu ești împărat, ce vrei, asta ți-ți spate. Ionadab știa că vor trece lucrurile așa. Deci fapt este că David nu a aplicat disciplină și nu a oprit răul ăsta. Că dacă ar fi aplicat disciplină acolo, oprea răul ăsta, nu? Îl oprea acolo. Dacă nu l-a aplicat... Vedem unde au mers mai departe lucrurile. Bun. Cum comentați acțiunile lui Absalom? Nu vă gândiți acum la capitolul 14-15, numai din capitolul 13. Cum comentați acțiunile lui Absalom din capitolul 13? Începi cu o frază foarte dureroasă în cazul în care toată fixora ta a fost violată. El îi spune, a stat fratele tău Amnon cu tine, acum să o rotaci, că ce este frate? Nemângâiat o rămas. În fapt că a primit-o în casa lui nu înseamnă că el a ajutat-o foarte mult în starea în care se afla. Pur și simplu a primit-o ca să o găzduiască, dar mângâierii Tamar nu a primit din partea lui Absalom, din felul în care el se poartă. Și vedem că Absalom așteaptă 2 ani ca să răzbune pe fapta asta lui Amnon, adică o mocnit în ura asta foarte mult timp. Păi dar poate tocmai asta și-a fost mângâierea, Mașa. Poate așa a fost mângâierea. Ia hai să ne gândim ce lucruri a făcut. Cine au mai făcut mai mult pentru ea decât el? Poate asta i-a spus, nu te trece cu firea din pricină. Poate asta a fost felul de a-l mângâia. Nu lua la inimă prea tare asta. Nu te... Cu alte cuvinte, eu te voi răzbuna. Da? Faptul că a luat-o în casa lui, n-a fost o mângâiere asta? Da, a fost o mângâiere. Gândiți-vă în situația ei, în situația ei în care nu vedem pe David, David să fi făcut ceva, tata nu a făcut nimic pentru ea. El e unicul care a luat-o. Deci el a luat-o, el i-a vorbit, nu vedem pe nimeni care să-i fi vorbit aici, cel puțin în text nu scrie nimic. El i-a vorbit, fetei astea, sora lui, el i-a vorbit sorii, el a luat-o în casa lui. Deci asta deja ne spune mult. Păi și-a zis că Tamar nemângâiată a locuit în casa fratelui. Nemângâiată adică de ceilalți? S-ar învedere, da, așa iese, dar de cine alții? Dar cine trebuia să o mângâie? Ia hai gândiți-vă voi, cine trebuia să o mângâie? În primul rând, cine trebuia să o mângâie în toată situația asta? Tatăl, nu? De la tatăl s-a așteptat tatăl, mai ales tatăl a trimis-o în casă la acela atunci. Tatăl trebuia să vină, să vorbească, să facă ceva. Și aia, dacă suntem aici tați, cei care avem copii, să ne gândim că se întâmplă la copil,
Noi nu stăm absenți, noi, de la noi se așteaptă mângâiere, noi avem rolul nostru și mai ales tata aici, tată, mamă, avem rolul să dăm mângâiere, nu stăm într-o parte, nu s-a întâmplat ceva, o tragedie la copil și tu nu taci, nu zici nimic, stai într-o parte, te gândești că a trece cumva, s-a rezolvat cumva, nu, fata a trecut printr-o gravă tragedie. Ea are nevoie de mângâiere și asta e nemângâiată. Cel care i-a oferit mângâiere, se pare că e numai Absalom, restul nimeni nu e mai. Și ați înțeles că el era frate de la aceeași mamă cu ea. Și la aceeași mamă și la același tată. Asta înseamnă. Mi-mi pare că ea, acolo e la casa ei, era frate său Absalom. Și acolo locuia ea. Nu locuia în altă parte. După cazul ăsta a locuit în casa lui. După cazul ăsta spune că a locuit în casa lui. Nu, pe acolo dar, dar de unde știm unde locuia? Nu știm, dar ne spune că după cazul ăsta a locuit în casa lui. Nu știm. Dar ei erau frați și ne pare că el locuia împreună cu frații. Să era fecioară. Cei fetii locuiesc în casa părintească. Cuvântul ne spune că a locuit în casa lui, ceea ce înseamnă sub protecția lui. Este luat-o sub protecția lui, o ținea sub protecția lui. Un fapt este evident că cea mai multă atenție... Cel care i-a dat cea mai multă atenție lui Tamar a fost el. Pe altul nu-l vedem pe nimeni care s-i mai fi dat. Mai departe, cum comentați? Urmează alte acțiuni. O mențiune spune că David cumva i-a spus, a chemat-o din odăile sale, adică a ei, mai sus spune. Mm-hmm. Ca loc nu era cu Absalom. Da. Bun, hai să vedem Absalom, mai departe. Absalom, ce a mai fost mai departe? Dar vedem aici că Absalom cumva a căutat să se răzbune el personal, așa, dar din punct de vedere legal trebuia bătrânii, trebuia să caute judecată din punct de vedere legal, ca să zicem așa, potrivit legii. Deci, de fapt, judecătorul suprem e tata lui și bătrânii țării. Judecătorul suprem e tata lui. De aici judecată nu se face nimic. Acela nu-i pedepsit nicicum. Cazul trece mușamalizat. Cazul trece mușamalizat. Nu. El, ce hotărăște el, Absalom? Vedem aici că el pune la cale un plan. Deci el a pus la cale planul. Cât timp a durat până l-a omorât? 2 ani. Peste 2 ani l-a omorât. Deci timp de 2 ani el a contemplat la planul ăsta. A făcut un plan și el a aranjat să-l omoare pe el. Deci aici e interesant că aici iarăși Absalom insistă la David că să-i aduc pe Amnon și David iară nu-și dă seama de ce el anume așa insistă. Ai, mă bucur tare că ai observat asta. Deci iar David nu înțelege când copiii pun la cale niște chestii de astea, niște rele, el nu înțelege asta. Nu înțelege și nu cercetează. Repede se prinde la relele pe care le pun copiii la cale. Voi vedeți sau nu? Când a pus Amnon rău acela la cale, el nu s-a prins. Când a pus Absalom rău la cale, iar el nu s-a prins. El nu se prinde cu asta. Mai ales că îl putea să mai mult, vedem mai capitolele 13-14, vedem. Cum a stat atâția ani ăsta, cât vreo 4 ani acolo zici, sau câți ani el adună oameni, face tot și David nu vede nimic. Nu. David, un om foarte înțelept în politici, în toate cum le duce, chiar că la copii foarte tare închide ochii la ceea ce se întâmplă cu copiii lui. Copiii cum îl știu cum să-l manipuleze și să facă relele astea. Dar foarte interesant, el doar știa că intenții bune, dar el nu s-a gândit la faptul acesta. Mm-hmm. Bun. Hai acum următoarea întrebare. Ce trebuia să facă diferit fiecare din ăștia, din personajele principale aici? Amnon, Tamar, Absalom, David. Ce trebuia să facă diferit? Poate copiii trebuiau să meargă la părinți. Poate tragedia asta. Chestiunea asta, de ce o lași așa nerezolvat?
Da. Amnon să nu asculte de sfatul lui Ionadab. Deci Amnon trebuia să nu asculte de sfatul lui Ionadab. Cred că rolul cel mai mare al are David. Dacă David era înțelept, poate nu se întâmplau toate lucrurile astea. Și se seza la timp toate lucrurile și își pune întrebări. Își pune întrebări, preîntâmpina. Da. Dar dacă s-a întâmplat, pedepsea, nu? Da. Da, dar poate că și ceea ce a spus Domnul, că nenorocirea nu se va mai depărta de casa ta, de ceea ce are loc. Da. Și atunci el, într-un fel, nu acționează. La Tamar, putem spune ceva că putea face diferit? Era la fata asta ceva să facă diferit? Nu, ea nu putea să facă nimic. Ea nu putea să facă nimic diferit. Absalom, putea face ceva diferit? Putea să meargă la tatălui să-l confrunte, să ia atitudine cu privire la Amnon. Da, să-i ceară lui David ca să facă pedeapsă pentru Amnon. Trebuia să insiste mai mult la David. Dar după mine, eu cred că Absalom avea ur de mult fratele lui. După felul cum a acționat. Evident că asta eu prins. Și asta eu căzut la mână. Da. Ultima întrebare și trecem în celălalt capitol. Cum putea fi preîntâmpinată această tragedie din casa lor? Cum putea fi preîntâmpinată această tragedie? Și de către cine? Probabil David, ca și părinte, ca și tată, era bine să recunoască în fața copiilor și să dea ca exemplu, iată unde am ajuns din pricina păcatului, dar iată, Nathan mi-a deschis ochii, trimisul Domnului și voi, dacă nu sunteți atenți, puteți să cădeți ca și mine sau mai grav. Nu e ușor de făcut chestia. Deci să fi preîntâmpinat despre consecințe, da? Care pot să răsfrângă asupra lor. Da? Alta? Amnon putea să preîntâmpine această tragedie dacă nu se lăsa dus de instinctul lui. Dacă era să oprească această dacă pornire. Prea pornirea asta sexuală nebună lui, care e necontrolată. Dacă luăm și capitolul o leacă mai în urmă, vedem că toată pricina din cauza lui David, neveghere asupra, cum ar zice, neveghere asupra cuvântului Dumnezeu, că el știa destul de bine că curvia e păcat și gata. Nu trebuie deci Dacă David n-ar fi făcut asta, preîntâmpina, da? Da, da. Toate să iau din neascultare un pic de neveghere și se întâmplă lucrurile. Sau eu înțeleg că e greu cu multe soții și mulți copii, dar cred că e foarte important prezența ta ca părinte în mijlocul copiilor tăi, ca să comunici, ca să știi care și ce îl doare și să vegheze ca ei între ei să aibă această relație de frate-soră. Deci trebuia să implice mai mult în viața lor, a copiilor. Deci vezi că nu vede pericolul. Când vine pericolul, nu-l sesizează. David, care așa bine simte pericolul din altă parte, ia uitați ce bine simte pericolul din altă parte. El nu simte pericolul. Când pericolul care este la copiii lui, nu-l sesizează pericolul ăsta. Mai văd pe David că se lasă conduse trecutul lui, de păcatul lui. Și de asta nu e atitudine cu Amnon. Cred că asta și pentru noi este o lecție, ca să nu ne lăsăm conduși de trecutul nostru, că Dumnezeu ne iartă și noi știm că Dumnezeu spune clar că l-a iertat pe David. Deci el rămâne încăcupat asta. Asta cred că și pentru noi e lecție, că noi tot mai greu ne iertăm noi decât... Și credem că noi suntem vinovați. Ne asunăm nou total vina și cu ce-a făcut el, e vina mea. Din vina mea, de aia, vina mea, e vina mea, vina lui, vina lui. Vina lui trebuie pedepsită.
Da? Asta ce nu a făcut David. Că vina lui trebuia pedepsită. Vina lui Amnon trebuia pedepsită. Nu putea fi lăsată vina lui Amnon așa. Hai să mergem la capitolul 14. Frate Vasile, dar totuși încă o întrebare așa la capitolul ăsta. Totuși Dumnezeu i-a zis care va fi consecințele păcatului. Acum, cum putem să ne gândim? Putea David să facă orice n-ar face, dar consecințele astea totdeauna ele trebuie să se întâmple, nu? Adică, dintr-un punct de vedere, stai și te uiți că David parcă nu mai avea ce face așa, că chiar să, dacă să... Adică preîntâmpina cazul ăștia poate să întâmpla altă dată, în altă modalitate, adică odată și odată trebuie să întâmple cazurile. Nu, el trebuia să-și facă, partea lui trebuia să-și o facă. Da. Atunci când un lucru a ajuns în vizorul tău și tu ești responsabil în rolul care l-ai să-l faci, trebuie să-l faci, pentru că dacă nu-l faci, porți responsabilitate. Bine, mulțumim. Hai să mergem mai departe. 14, capitolul 14, întoarcerea fugarului Absalom. Care era motivația lui Ioab în rezolvarea conflictului dintre David și Absalom? Care a fost motivația lui Ioab să rezolve conflictul ăsta între David și Absalom? Da. Credeți că Ioab... împăratului. Cum? Tristețea împăratului. Dacă împăratul era foarte trist din cauza că nu vede fiul său. Credeți că a avut vreun interes personal Ioab în asta? Nu. Deci el a vrut să-i facă bine împăratului. Să-l aducă pe Absalom înapoi, să-i facă bine împăratului. Din faptul că Ioab a vrut să-l aduc înapoi, credeți că ce credea Ioab despre fapta lui Absalom? O credea una dreaptă, nu dreaptă? Da, că a făcut corect, că a pedepsit pe fratele lui. Da, dacă totuși insistă ca să vină Absalom înapoi. Următoarea întrebare. Dar de ce David a dorit să-i vadă fața lui Absalom? Nu, de ce David n-a dorit să-i vadă fața lui Absalom după ce s-a întors din refugiu? Cu de o parte, stăpea de dor după el, dar nu vreau să-l vadă. Veniți să nu-l vadă. Nu a putut să-l ierte încă în inima lui. N-a putut să-l ierte. Ce însemna? Ce mesaj ducea asta în sine? Ia, puneți-vă în locul lui Absalom. Vroia să-i arate că este supărat. Să-i arate că este supărat pe el și nu i-a iertat fapta. Corect. Să-i arate că este supărat pe el, să-i arate că nu i-a iertat fapta. Deci este un fel de a-l pedepsi, nu? Da. Până la urmă, asta e pedepsa lui David pentru el. Pe Amnon nu l-a pedepsit. Pe Amnon nu l-a pedepsit. Nu se spune că o fi luat ceva măsuri, că nu vrea să-i vadă fața sau să-i arăte supărare. Dar Absalom, altfel. Deci asta e pedeapsa lui David pentru Absalom, că el să nu-i vadă fața. Vă dați seama că pentru David nu era simplu deloc asta. Pe de o parte stopea de dor după el, dar pe de altă parte nu-l acceptă. Da, din asta mai vedem și Amnon a fost fiul iubit de David, a fost întâi născut și îmi pare că aici face o diferență între băieți. Mai mult s-a iubit pe Amnon decât pe Absalom și cred că ura asta de a-l omorâ o văzut-o la fel în comportamentul de tată cu doi fii. La unul, pe unul iubea, nu l-a pedepsit. Asta putem noi presupune, dar vedeți că nu ne dă nicăieri, nu ne dă temei pentru asta. Putem presupune. Dar nu ne dă temei, pentru că ne spune tot conflictul s-o tras de la Tamar. Nu ne vorbești despre ceva conflict înainte de Tamar. Tot conflictul de la Tamar de aici s-o tras. Următoarea întrebare. De ce a implicat Ioab pe femeia din Tecoa? Vă amintiți femeia aceea? Femeia iscusită, zice, din Tecoa. Iscusită în ce privință era iscusită femeia? La vorbă. Să vorbă. Exact. Deci ea știa foarte bine cum să vorbească.
iscusită la vorbă. De ce a implicat-o Ioab pe femeia asta? De ce nu a venit să-i spună Ioab? Ioab avea acces direct la David, putea oricând veni la David, putea să-i vorbească. De ce a recurs el la serviciile femeii este din Tecoa? Ca prin povestirea pe care o spune această femeie, David să se identifice dintr-o parte, să-și vadă ca și cum ar arăta situația lui dintr-o parte, din situația unei similară din viața la această femeie. Adică a folosit o imagine ca să identifice David dintr-o parte situația lui. Și aici interesant că a fost foarte repede, subtil o înțeles că cineva a pus la cale femeia asta, dar în celelalte situații foarte evidente nu a văzut. La mie mi se pare că Ioab era viclean. Era ce? Viclean. Viclean. Dar faptul că a făcut asta? Nu știu, poate că. El era viclean. Da, aici nu e vorba de viclenie. Ați văzut că în manual am avut o întrebare. Ați văzut vreo asemănare între asta și felul cum a vorbit Nathan? Între femeia și din Tecoa și Nathan? Ați văzut vreo asemănare? Da, a procedat la fel. Cred că a vrut ca David să înțeleagă mai bine situația. Ei, nu, știți cum e, știți care e problema. Că noi atunci când trebuie să judecăm la persoana a treia, să judecăm a treia persoană, noi judecăm drept, corect. Nu merge judecata drept, privire la treia persoană. Dar cu privire la prima nu merge. Acolo sunt alți factori, figurează alți factori. Vedeți, sunt ăștia, personal, rude, fiu, tată, ce este acolo, părtinitor, nepărtinitor, ce e, gata, alți factori se intră acolo, rudii care noi nu mai putem judeca bine, la treasă. Atunci, și în cazul ăsta și în cazul acela, au pus cazul, același caz, l-au îmbrăcat într-o formă la persoana a treia. La persoana a treia, mai ușor, omul va judeca corect. Judecata corectă va merge, și văzut, eu spus, nu vă amintiți când a venit Nathan, fix așa i-a pus, la persoana a treia. Într-o cetate, trăia un om sărac, cu mioară, alături un bogat, și așa mai departe, și David s-a înfuriat, așa, nu se vede, el nici nu se vede că el e acela. El nu înțelege că el e bogat, acela care lua mioara. El nici nu se vede acolo. Aici, iar îi pune situația, numai că de data asta, ai văzut, numai după ce eu rezolva cazul femeii și a spus pleacă, și când femeia a zis, dar de ce împăratul gândește așa cu privire la poporul Domnului, dar cu privire la el sau cum a zis acolo? A, și deodată, ce a zis? Până lui Ioab aici? Așa zici, ca un înger a Domnului, împăratul știe toate. Deci o dat o altă înfățișare, nu viclean, o dat o altă înfățișare pentru a-l pune el singur să ia o hotărâre la persoana treagă, la persoana treagă să ia o hotărâre altfel. Deci o metodă grozav de înțeleaptă de a scoate o decizie, care iată vedem că o aplicau la vremea aceea, o aplicau și o aplicau cu înțelepciune. Și pentru asta îi trebuie să joace tot teatrul ăsta, să o aduci pe femeia aceea, să inventeze tot cazul, să-l pună cazul, să-l facă tot cu tot teatrul ăsta ca să-l ajute pe David să ia, să-l facă pe David să ia decizia asta. Bine, de ce Absalom a insistat să vadă fața lui David? Și cum comentați felul prin care și-a realizat planul? Ia uitați, iar alte feluri. De ce Absalom a insistat să-i vadă fața lui David? Ce însemna să-i vadă fața lui David? Să vorbească. Numai să vorbească? A acceptat. Nu știu dacă am făcut eu, vă spun cum mă gândesc eu. Deci, când spune că nu i-a văzut fața, după asta spune, arată cum era. Și după asta deja spune că nu a văzut fața și apoi Absalom o cerut ca să-i fi văzut. Poate prin frumusețea lui și prin felul lui, poate cum de-a fi muia inima împăratului și poate și împăratul un pic s-a eschivat ca să nu fie, să nu fie lăsat așa. Să-i se mai inima ușor. Mă gândesc eu. Pot spune și eu, frate Vasile? Da, zi-mi așa. Eu cred că felul că el public cu autoritate anumită și felul că el a venit la David și el l-a salutat, el a primit ca și cum acces ca să poată să implice în viața publică. I-a fost ridicată condamnarea, i-a fost ridicată pedeapsă, nu?
Da. Așa i-a fost ridicată pedeapsa lui. El avea un plan, pe urmă, el începe în desfășurarea planului lui imediat, voi n-ați văzut? El avea un plan, Absalom ăsta. El când a venit acasă, avea un plan și nu mai a venit, a intrat la împărat, deci a așteptat 2 ani. 2 ani nu putea să intre la împărat, așa e, nu? Deci în toți anii ăștia, el a plăzmuit un plan, că nu mai a intrat la împărat și după ce a ieșit de la împărat, gata, aș porni să-și desfășoare planul. Deci planul pe care el îl desfășoară mai departe ne arată de ce a insistat el numai decât să intre la împărat, să-i fie ridicat de asta. Tot poporul știa că David nu vrea să-i vadă fața lui Absalom. Dacă știi tot poporul, Absalom nu i-a acceptat. Din momentul ce a fost la David și a văzut fața, l-a îmbrățișat, a ieșit Absalom, tot poporul ce știe de acum? Că a fost iertat. A fost iertat și Absalom este ok cu David, nu? Și David este ok cu Absalom. Gata. Asta e trebuit. Mai departe și începe planul lui. Țineți minte ce plan și deci vedem de aici că omul ăsta, el nu și-a primit pedeapsa, nu și-a dus pedeapsa, nu, cu totul altfel. El are un plan și lui trebuie nu pentru a-și cere iertare, nu pentru că are regrete de ceea ce a făcut, nu de asta, nici măcar nu-l vedem, îl vedem să ceară iertare pentru ce a făcut, iartă păcatul, iartă de astea. Nu de asta. Deci el are un plan pe care el vrea să-l realizeze. Și pentru ca să realizeze planul ăsta, lui trebuie să-i fie ridicată pedeapsa. Ce credeți că a gândit Absalom cu privire la tatăl său în toți acești ani după ce Tamara a fost violată? Nu știm ce a gândit înainte ca să fie Tamar Nola. Dar ce a gândit el despre tatăl său în acești... Deci, urmărind evenimentele toate, urmărind desfășurarea evenimentelor, trec ani, țineți minte, el a fugit după asta, după violul lui Tamar, au trecut 2 ani. El l-a omorât pe Amnon. A fugit la Gheșura, a stat alți 2 ani. A venit înapoi. Câți ani a stat iar? Nu știu câți ani. Nu țin minte. Amintiți-mi voi. Cât a stat iar până când a văzut fața împăratului? Tot doi ani. Deci ăștia sunt de acum 6 ani. Vedeți? 6 ani. De la violul lui Tamar, 6 ani până aici. Ce credeți că a gândit Absalom cu privire la tatăl său după ce sora sa Tamar a fost violat și cum a progresat? Ce gânduri au crescut în inima lui? Pot să zic și eu? Da, Bianca. Absalom se gândea că dacă l-ar pune taică-su pe el judecător în țară, pentru că el era foarte supărat pentru ceea ce se întâmplase, el a zis în sinea lui că vrea să facă judecată, dar îndreptate. Adică, gen, nu cum a făcut taică-su, că nici nu a luat... nici nu a făcut nimic în privința aceasta, dar el s-a gândit că dacă l-ar pune pe el, el... Ce a gândit? A gândit că tatăl său nu face dreptate. Da? Cam așa ceva, da. Undeva avea dreptate sau nu? Undeva avea dreptate lângă gândul ăsta. Da. Tatăl său n-a făcut dreptate în cazul lui Tamar, sau nu? Da, corect. Deci el s-a gândit că tatăl său nu face dreptate. Da. Nu face dreptate. Eu, frate Vasile, m-am gândit la versetul ăsta care scrie în Scriptură și voi, părinților, nu întărătați copiii la mânie. Nedreptatea asta care uite David, apoi stârnește mânie în Absalom. Deci înseamnă mânia lui a fost stârnită prin lipsa de acțiune a lui David, pentru a-l pedepsi pe cela. Faptul că nu l-a pedepsit pe cela, da? Nu l-a pedepsit pe cela, n-a mângâiat-o pe Tamar. Nu știu dacă ați observat, dar cât de tare a iubit-o el pe Tamar, voi ați văzut că el a avut câți acolo copii a avut el și a avut o fată și fetei i-a pus numele Tamar, ați văzut? Da. Absalom a avut acțiunea care a avut-o el pentru Tamar. Cred că inclusiv și acțiunea asta tot a fost ca să o mângâie pe Tamar. Da. Eu cred că Absalom, prin faptul că am intrat în capitolul 15, frate Vasile? Încă nu, tot aici. În toți anii ăștia, toți 6 ani, până ajungem aici, până când intră la David. Eu cred că foarte bine a planificat uzurparea autorității tatălui său din detalii. Deci lovitura de stat, el a planificat-o în detalii.
De unde știm? Pentru că imediat după ce a intrat la el, a început planul. Inclusiv intrarea să-i vadă fața, cererea să-i vadă fața, a fost partea planului, nu? Deci când Ioab a aranjat și l-a chemat înapoi acasă, el ce-a văzut asta? Ca o oportunitate să se împace cu tata, să-și îndrepte relațiile cu tatăl sau ca ce-a văzut? Posibilitate de a-și împlini planul. Mm-hmm. Deci uzurparea puterii. El să devină împărat. Grav, grav, foarte grav. Nu știu dacă vedeți în viața lui, parcă la început acțiunile lui parcă sunt dreptățite, dar pe urmă acțiunile lui devin extrem de grave. Extrem de grave. Da. La început parcă el a vrut să facă dreptate, parcă, dar pe urmă uitați-vă unde a alunecat el. Cine a devenit el? Hai să mergem la următorul capitol. O ce să spunem? Da, da, da. Da, te rog, Ana. Da, ce am observat eu este că după ce a văzut, a observat Absalom comportamentul tatălui după ce violată și el când nu a făcut nimic, eu cred că el a început să-l vadă pe tatăl său ca un moale fără integritate și a pierdut respectul față de tată. Și de asta este un motiv, oarecum vedem că face lucruri greșite, dar cred că intenția lui a fost să facă dreptate oarecum, dar nu face bine până la urmă, dar a pierdut respectul, asta am vrut să spun. Da, a pierdut respectul pentru tatăl lui. A pierdut respectul. Că vedeți, pe urmă, ce le spunea la om, că dacă aș fi eu aș face dreptate. Tata meu nu face dreptate. Acum, el, de unde a pornit cu gândul? Tata meu nu face dreptate. El nu a putut să facă dreptate în familia lui. A avut dreptate și nu l-a pedepsit pe Amnon. Mergem acum la capitolul 15. Deci, hai să vedem mai departe cum s-a desfășurat mai departe planul. Care era planul? Care era planul lui? Care era planul lui Absalom? Așa, pe paș, care era planul lui? Aici, capitolul 15. Să-l cunoască oamenii de om bun. Așa. Și apoi? Și apoi a câștigat, zice. Dar după ce va câștiga inima poporului, ce dorea să facă? A cerut voie să ducă la Hebron, să-și împlinească cu pretextul. Deci s-a declarat împărat acum. Așa, s-a autoproclamat împărat. Deci să se autoproclameze împărat, a luat timp până a câștigat inima întregului popor. Și 40 de ani. Aici spune 40 de ani. Scrie 40 de ani. Dacă am înțeles. Dar nu au fost chiar 40 de ani, sunt 4 ani și aici o să vă apară întrebări. Și am zis, dar cum dacă scrie 40, dar sunt 4? Iată, asta este un caz... mai sunt câteva locuri de astea în Scriptură, care evident că sunt 4, nu sunt 40 acolo, dar ăsta este un caz evident din Sfânta Scriptură, care ne arată că da, hai că o să ajungem să vedem. Mergem înainte. Altceva? Îl atrage din partea sa pe Ahitofel, care era sfetnicul lui David. Îl atrage de partea sa pe Ahitofel. Și finalul că Absalom intră în Ierusalim după toată plecarea. Asta a fost planul lui, să intre în Ierusalim, să ia tot. Acum, așa o întrebare. Până unde a ajuns răutatea lui Absalom și de ce a crescut ea atâta? Până unde a ajuns răutatea lui Absalom? Ia uitați-vă, până unde? Ce vi se pare că e apogeul răutății lui?
Pentru că să-l omoare pe tata lui. Da, da, da. Să-l omoare pe tata lui. Deci el a vrut să-l omoare pe tata lui. Să ia puterea și să-l omoare. Da. De ce credeți că a crescut așa de mare răutatea asta lui? Nu s-a făcut dreptate de la început față de sora lui. Doar, da. Doar de atât? Probabil că continua să nu facă dreptate și mai departe. Vedem că nu au comunicat nici de cum tot ce s-a întâmplat. În toate cazurile, lipsă de comunicare totală a fost. Apoi poate s-a încrezut în sine. Din răspunsurile voastre, înțeleg că toată vina o poartă David pentru asta, da? Sau are o vină și Absalom? Și Absalom, adică Absalom a lăsat toată ura asta să intre în el, nu a comunicat nimic. Adică el acolo singur a vrut să-și facă dreptate, el singur... Uh-huh. Și la fel ca și David, așa au acoperit, cum și păcatul David a fost așa de rău, mai rău, singur. Așa și... Când își face dreptate, doar așa, singur, începe... Da, cred că lipsa de disciplină. Faptul că el, lui nu i s-a aplicat nicio disciplină, nici o pedeapsă, pentru că a murit pe Amnon. Aha. Asta tot a contribuit la... Lui Amnon nu i s-a aplicat. El s-a întors împotriva fratelui său și acum s-a întors împotriva tatălui. Deci lui Amnon nu i s-a aplicat disciplină, lui Absalom i s-a aplicat foarte puțină și scurt. Și repede a fost ridicată. Nu adică, nu corespunzător, da? Și da. Atunci, acum, ia așa o întrebare, să vedem. Ce înveți despre felul cum a făcut campanie electorală? Eu am pus în ghilimele. Campanie electorală, Absalom. Ia uitați, cum a făcut el campanie electorală? Și aici fim înțelepți, să învățăm și noi cum fac unii cu noi campanie electorală. Printre oameni. Se afla printre oameni. Le dădea mână, îi săruta. Îi aștepta acolo în față. Ați văzut cum spune, îi aștepta în față. Când oamenii venea cineva să ceară dreptate, îi spunea degeaba te duci, că nu o să-ți facă dreptate. Dacă aș fi eu, atunci eu să fac. Deci prima critica autoritatea care există, o făcea de nimic autoritatea care există, cu toate că el era sub autoritatea asta. Spunea că el va face dreptate. Nu-i dreptate, el va face dreptate. Și la cui le spunea asta? Ia uitați, pe cine-i câștiga el? Cui le făcea el campania electorală? Cei care deja au fost împărați. Dar ce aveau oamenii ăștia în comun? Probleme. Aveau probleme. Nemulțumiți spune că erau. Nemulțumiți, toți nemulțumiți. Da. Ce mai puteți spune încă despre felul cum lucra el? Și-a făcut armată, ați văzut? Avea oameni care alergau înaintea lui și încet, încet o câștigat pe oamenii influenți, l-a câștigat pe Ahitofel, l-a câștigat oameni influenți de partea lui. Da, spune că 200 de oameni din Ierusalim, care fusese răpăftiți de Absalom, l-au însoțit în prostia lor. Așa, deci oameni care în prostia lor erau gata să urmeze, nu? Da. Ce oameni au dat curs invitației lui? Oameni care în prostia lor mergeau oriunde. Aici să învățăm și noi, când vrea cineva să facă campanie electorală, să înțelegem bine, să nu ne trezim printre cei care, așa, în prostia noastră, mergem și facem ce vrea cineva. Cine și cum trebuia să oprească și să preîntâmpine această uneltire?
Iar David. Deci s-o preîntâmpine. Cine trebuia să o preîntâmpine această înălțire? Cine? David? Cum? Cum și când trebuia să o preîntâmpine? Păi el era împăratul. El trebuia să știe primul rând ce se întâmplă în țară la dans, toate lucrurile. Dar trebuia să știe ce face, ce face copilul ăsta, da? Da. Ați văzut pe urmă când pleacă din Ierusalim ce bine pune cercetașii la cale, tu stai acolo, tu afli, tu mi-aduci vești, tu toate. Dar aici acum, ăsta, atâția ani de zile ăsta, stă și face tot planul ăsta, îl desfășoară, stă la poartă, vorbește cu oamenii, atâta. Atâta vorbește el de rău și nimic nu se face, nimic nu se știe, nu... Da, și plus nu vedem... Are 200 de oameni care aleargă înaintea lui, dar de ce trebuie să lui 200 de oameni în armat să îmbli cu el? De ce își face el banda asta? Pentru ce trebuie, nu? De ce face el toate acțiunile astea? Vorbește cu unul, vorbește cu altul, de ce el face toate? Da, da, Alta? Dar nu-l vedem nici pe Ioab aici, că atunci când a fost să-l cheme, să-l fac pe David să-l cheme înapoi pe Absalom, de aici parcă nu-l vedem nicăieri. Foarte corect. Și Ioab e ministrul apărării, nu uitați. Deci ministrul apărării poate ar trebui să vadă ce se întâmplă în țară, nu? Ar trebui să vadă, stai, la asta și iese din minte, este într-o zi o să... Deci Ioab tot nu ia acțiune. Pe Ioab, pe urmă, vedem foarte supărat de tot ceea ce se întâmplă. În capitolul următoare o să vedem ce face Ioab. Dar Ioab n-a fost de partea lui. Ioab nu l-a susținut pe Absalom, nu a fost de partea lui, n-a participat la toate astea, a avut Ioab păcatele lui mari. Dar aici el n-a avut, mâna lui n-a fost deloc. Și Ahitofel, care era sfetnicul împăratului, știa cu siguranță ce se întâmplă, iarăși nu, din contră, a trecut de partea lui. Ahitofel a trecut de partea lui, da, ca să-i facă rău. Deci vedem că inclusiv, uitați-vă voi, când îi spune el că vreau să mă duc la Hebron, să aduc o jertfă, așa, David, du-te-n pace, fiul meu, tot ok, bine înainte, nu-s probleme. Da? Nici aici măcar nu-și pune întrebarea când zici să meargă atâția oameni. Păi stai, dacă te duci la Hebron, poate mă poftești și pe mine, fiul meu, nu? El nu-l poftește nimic, vedeți, nu are nevoie de tatăl lui, nu-l poftește nicăieri, nu? Poate își punea întrebarea, măi, dar de ce fiul meu pe mine nu mă poftește? Fiul meu nu vrea să, la o masă cu mine să stea. Nu are loc la masa lui pentru mine. De ce? Ce se întâmplă asta? Ce merge aici? Faci așa un eveniment mare și pe mine nu mă cheamă. Așa. Hai acum să vedem următoarea întrebare. Bun, gata, s-a început complotul cela mare. Vă amintiți ce a fost? Din moment ce eu a dus la cunoștință lui David că gata, inima poporului s-a dus după Absalom, cum s-a manifestat înțelepciunea politică a lui David în soluționarea acestei crize? Cum s-a manifestat înțelepciunea lui politică? A fugit, pentru că n-a vrut să fie război între agații lui. Nu, război oricum va fi, urmează să fie. El de ce a fugit? Că nu a vrut să fie război sau de ce a fugit? A fugit ca să nu să fie... problema asta mare între ei, pentru că dacă Absalom ajungea... Nu, război oricum va fi pe urmă, în capitolul următoare, război va fi mare. A fugit pentru că nu-i pregătit de război, ești luat pe neprins de veste, nu știi nimic, gata, asupra ta vine cu armată, să te omoare, dar nu ești pregătit nimic, ce ai de făcut? Fugi, te pregătești. Mai este ceva, că David înțelege că vin consecințele păcatului despre care Dumnezeu a vorbit. I-a spus că din casa ta se va ridica nenorocirea. Și cum s-a manifestat înțelepciunea? Nu mai claxona! O să urmez a doua întrebare. Cum s-a manifestat înțelepciunea lui militară? Că el un războinic grozav. Iată aici cum înțelepciunea lui militar, sau cum el face planul militar pentru tot, cum militar aranjează tot. Dar aici gândiți-vă politic. Cum el duce, acum politic, rezolvă lucrurile? Se retrage. Se retrage, da, se retrage din Ierusalim. Și lasă oameni ca să-i dea ei de știri ce se întâmplă acolo. Da?
totul la fel, îi trimite acolo ca să nu vadă, să vadă cumva Absalom că el ca și cum s-o preda, totul e bine. El să stea acolo și cum el, adică, nu, el nu s-o predat. Nu vede nimic ca s-o predat. Nu că s-o predat, adică că da, el acolo, el se simte confortabil, campărat, chivotul este, totul e bine, ca mai apoi să poată David să vină și el cu timp pentru a se pregăti de război foarte acesta. Foarte corect, Liliana, foarte corect, el are nevoie de timp. Timpul acesta numai dacă fuge. Dar totuși, prin faptul că o trămâs chivotul înapoi, mă gândesc că el, într-un fel, nu se gândește numai la sine, dar se gândește și la popor, adică totuși Dumnezeu să fie cu dânsul, într-un fel, mă gândesc. Nu vrei ca să... Dar nu vă amintiți când am învățat 1 Samuel ce lecție a fost cu chivotul atunci? Au mai fost de cei care își luau chivotul ca să aibă biruință? Care credeau că dacă e chivotul, gata, totul s-a rezolvat cu ei. Nu țineți minte? Parcă am învățat la 1 Samuel. Da. S-a luat lecții de acolo. Nu, chivotul să stea la locul lui. Chivotul să stea în casa Domnului. Să-ți duceți înapoi. Chivotul duceți la loc. Dacă Domnul va voi, va fi cu mine, mă va scăpa. Dacă nu. Nu-l manipulăm noi pe Dumnezeu cu chivotul. Vă amintiți cum aceia cu chivotul încercau să-l impună pe Dumnezeu să facă ceva? Nu, el dacă Dumnezeu va dori, va face. Dacă nu impunem pe Dumnezeu și nu-l manipulăm pe Dumnezeu. Asta și mi-a fost gândul. Cu Pavel n-am vrut să iei chivotul de la popor. David. Da. Cum încă se mai manifestă înțelepciunea lui? Frate Vasile, aș putea să pun o întrebare, vă rog? Da. Este rapid. Pe urmă avem timp pentru întrebări, la urmă. Ok. Da. Adică, în sens, acum dați răspunsul la întrebările astea. Orice întrebări, scrieți-vă-le pe carnet, că pe urmă să le avem. Da. Ce mai putem spune aici? Hai să vedem cum s-a manifestat înțelepciunea militară a lui David. Înțelepciunea lui de războinic, ostaș. El a fost ostaș toată viața. Cum se manifestă înțelepciunea lui de ostaș? Las oameni strategici încetați ca să poată să orienteze cum trebuie să procedeze. Deci își pune cercetașii bine peste tot, nu? Și au spus clar, pe Țadoc și pe toată echipa aceea lui, Țadoc și Abiatar și fiii lor, îi lasă acolo, zice, că voi trebuie să-mi trimiteți știri. Țineți minte, da? Voi mai bine rămâneți aici, că voi o să-mi trimiteți știri, ca să știu ce se întâmplă. El are de dus un război, lui trebuie știri, să știi ce se întâmplă. Primul lucru, să asigură că el va ști tot ce se întâmplă. Asta ce nu făcea el până acum, și au ajuns lucrurile până aici. El nu avea oameni care să-i dea știri. El până aici, el nu știa ce se întâmplă acolo. Învăța lecția, se pare că acum. Lui trebuie știri de acolo, ce o să se întâmplă. Apoi când vine Hușai, da? Da, Hușai îl trimite ca să nimicească planurile lui. Cum el numai i-au spus, au venit și i-au spus lui și Hușai este, și Ahitofel este printre uneltitori. Și el când a auzit, știind ce putere au sfaturile lui Ahitofel, el a zis, Doamne, nimicește sfaturile lui Ahitofel. Și nu mai s-a rugat. În momentul ăsta vine Hușai. Cel care avea să nimicească sfaturile a venit aici și spune, aha, tu te duci și să nimicești sfaturile, că tu ești cel care poți face asta. Altceva, ce mai face? Asta e strategia. El se retrage pentru a se pregăti. El nu-i pregătit pentru o luptă. Dacă vine ăștia, el pierde, gata. E clar, de start că el pierde. Lui trebuie să se retragă. Ca să... O să vedem pe urmă în capitolele următoare. De ce Ahitofel se duce și se sinucide? Ahitofel a dat un sfat și sfatul lui nu a fost primit. Ahitofel a zis, acum repede. Și acela a zis, nu repede, că el vă așteaptă în câmp. Și Ahitofel a înțeles, gata. Mai târziu, nu mai pot, mai târziu de acum David va fi pregătit să-l întâlnească. Deci David s-a retras ca să-și pregătească tot ce trebuie pentru război. Deci s-a retras să fie pregătit, să nu fie luat nepregătit de lupta asta.
Deci, interesant un moment, pare că Ahitofel e bunelul lui Bathsheba. Da. Nu întâmplător a rămas el cu Absalom. Oh, asta nu știu. N-am văzut detaliile astea. Cum s-a manifestat înțelepciunea? Nu, gata, asta am pus întrebarea, da? Ce ai învățat despre David ca prieten aici? Ia uitează bine. Ce ați învățat despre David ca și prieten? Ca și prieten, cum s-a comportat el cu Itai? Și familia lui, Itai din Gat. Da, pentru ce să vii tu cu noi, că tu ești venit amul de degrabă, mai bine întoarce-te. Nu vrut să-l pui și pe dânsul în, cum să mă exprim, în acțiunile astea să fugă și... Nenorocirea lui, da? Da, nu se lește, prietenul să-i, da. Să vină, cum, nu-și bagă prietenul în nenorocirea lui. Că să mă gândim din altă parte... S-a fost poate altul cu altă minte, zice, hai că ne întrebă oameni la număr că să lupte. Dar da, oricine proceda așa, oricine avea să-i spună, hai eu acum, tu mi-ai fost slujitor, mi-ai slujit totdeauna, hai acum să mă slujești. Frumos din partea lui Itai. Itai, eu zis, nu, dacă va fi să mor, dacă va fi să trăiesc, vom trăi cu tine împreună, dar eu merg cu tine. A fost destul să-i zic vorba asta și David îi zice, bine, treci înainte. Treci, mergi, rămâi cu mine. Mhm. Cine încă? Ce mai învățăm încă despre David ca și prieten? Ca și prieten, cum procedează el? El ca prieten. Deci nu silește prietenii nenorocirea lui să ia parte. Hai să vedem cine sunt prietenii lui David și cum procedează ei cu el. Cum răspunde ei? Cum se manifestă prietenia lor? Acum, să-i luăm pe rând, ăștia care ies aici. Cine a fost primii, ați spus deja, Itai din Gat. Ce vedeți la Itai ca și prieten? Se oferă voluntar să meargă cu David și să-l susțin în această situație din viața lui. Da, da. Deci ăștia erau ostași, ăștia erau mercenari. El îi spune, tu ești mercenar, ai venit aici să lucrezi, poftim. Rămâi la lucrul tău de mercenar mai departe. Dacă va fi el împărat, vezi, nici el singur nu știe ce o să fie. Dacă va fi fiul meu, va deveni împărat, ai să fii mercenar mai departe la el. Nu, n-ai cu afacerile astea. Tu, la poziția asta ai venit să fii, rămâi. Nu. Itai nu. Numai că se oferă voluntar. Itai zice, dacă murim. Deci nu-i pur și simplu mercenar angajat. Eu sunt prieten, noi suntem prieteni cu tine. Eu sunt prieten și dacă vom muri, murim amândoi. Dacă vom trăi bine pe urmă amândoi. Dacă vom muri amândoi. Deci ca și prieten, sunt alături de tine și sunt gata să mor. Asta o vreau să-i spună Itai și asta de fapt și-a făcut când s-o alipit de el. Altul, cine au fost? Le-am văzut ca și prieten și pe slujitorii lui David, când spune versetul 14, că le-a spus toată situația și ei au ascultat, s-au supus, au spus că slujitorii tăi vor face tot ce va voie Domnul nostru împăratul. Deci toți erau gata să-l slujească în tot ce este nevoie acum, ce spune el. Și apoi vedem concret, Țadoc și Abiatar. Cum a fost la Țadoc și Abiatar? Ce au făcut ei? Ei la fel s-au pornit împreună cu David. S-au pornit împreună? David i-a trimis înapoi, ei au ascultat ca să aducă, să-i dea lui vești despre ce se întâmplă la Ierusalim. Cum le-a zis, așa au făcut, da? Asta era periculos pentru ei, să rămână acolo. Deci oamenii sunt gata să expună la pericol, fac tot ce trebuie. Dacă sunt prieteni, fac tot ce trebuie pentru tine acum, să la dispoziția ta. Apoi, următorul a fost Hușai, nu? Cel mai periculos, cred că era pentru Hușai, că ăștia s-au dus ca preoți, mă rog, poate nu așa de periculos, dar Hușai... Nu, că omorau și preoți, amintiți ce făcea Saul. Saul, câți preoți au omorât? Când a venit și...
pentru că a trecut David pe acolo. Vă amintiți câți preoți au murit? Da. Mm-hmm. 80. Da. Și Hușai, Hușai, ce învățăm despre Hușai? Despre Hușai zice că a venit înaintea lui cu haina sfâșiată și cu capul acoperit cu tărână. Mm-hmm. Pentru că David zice că... Zice că va sluji pe David cum l-a slujit pe tatălui. Cum a fost rob la tatălui, așa va fi rob pentru David. Nu, nu, stai, stai, ceva n-ai văzut bine, Veruț. Mai citește atent acolo ce spune. Da, David îl trimite, ca să zică lui Iacob. Deci Hușai a venit foarte întristat și David l-a trimis și a zis, nu, tu dacă vii cu mine, îmi vei fi o povară, zici. Cred că o fi fost omul bătrân, greu de mers, să îngrijească de el. Dar dacă te duci în cetate, zici, tu vei face ceea ce nu poate face nimeni. Tu vei nimici sfaturile lui Ahitofel. Le-a dat sarcini și du-te acolo și îi spune vorbele. Spune cum am slujit tatălui tău, așa voi sluji ție acum, Absalom, și gata, s-a dus la el. Ce au în comun toți prietenii ăștia lui David? Ia uitați-vă, ce au ei în comun? Nu l-au părăsit pe David în necazul lui. Nu l-au părăsit pe David în necazul lui. Au venit când el e în necaz, atunci ei au venit, nu? Când el este în necaz, atunci ei au venit. Ei nu l-au părăsit. Și încă ce au în comun? Și tot timpul i-au fost de ajutor lui David. Tot timpul s-a oferit. Da. Așa, au fost gata să facă ceea ce le-a cerut David, nu? Da. David, am nevoie asta, am nevoie asta, am nevoie. Deci ei au fost gata să facă ceea ce le cer el. El le-a zis, asta trebuie, asta fac. Ascultare. Ascultare, deci au fost gata să facă cum a cerut David și, dacă ați văzut, ei toți și-au pus viața în pericol. Toți. Dar ce ați învățat despre prietenii din Cartea Proverbilor lui Solomon? Știu, acolo sunt multe, multe, multe versete. Noi, iată, la antrenament, ieri am trecut prin toate versetele, cele tare interesante au fost, le discutăm cu instructorii de sport. Că am făcut ziua 5, am făcut-o toți împreună acolo. Dar care lucrurile despre prietenii cel mai tare vă marca din ce ați văzut acolo? Apropo, Solomon a scris ceea ce i-a zis David. David l-a învățat pe Solomon și Solomon, multe din lucrurile care le-a scris Solomon, le-a auzit de la tatăl lui. El spune, asta m-a auzit de la tatăl meu. M-a învățat tatăl meu și el scrie aici. Ce aflăm despre prietenii? Despre prietenii e un verset care potrivește, după părerea mea, mai bine și aici e 17 cu 17. Prietenul adevărat iubește oricând și nenorocire ajunge ca un frate. Da, da. Și exact aici așa au fost, da? Aici s-au văzut cine sunt prieteni adevărați. Da. Ei iubesc oricând, când ajungi, nu când ți-i bine numai, când ți-i bine, apoi mulți prieteni. Nu, prietenul adevărat, în nenorocire, atunci se vede, nenorocirii ca un frate alături de tine. Și am văzut pe toți ăștia, în nenorocire, au fost ca niște frați alături de el. În 14 cu 20 și 19 cu 4 e ceva comun, că bogăția aduce un număr mare de prieteni, dar cei adevărați rămân în nenorocire de tine. Nu, cei săraci, zici, sau cum zici, nu? Bogăția aduce un număr mare de prieteni, da? Prieteni. Dar cei adevărați rămân în nenorocire, prieteni adevărați. Dar de ce vrea să spun aici că bogăția aduce un număr mare de prieteni? Bogat, într-un alt loc spune, are mulți prieteni. Eu cred că David avea mult mai mulți prieteni când era vreme pașnică, dar în vreme din necaz s-au arătat mai puțini voluntari ca să-l ajute să-l susțină, să meargă cu el pe jos, fără lux, fără condiții ca să-l însoțească în fuga lui. Da, da. La fel ca și în ziua de astăzi, adică și astăzi nu s-a schimbat absolut cu nimic. Noi avem prieteni doar când suntem bine, dar când avem probleme... Mm-hmm. Dar vedeți acolo, prietenul adevărat prietenul adevărat are în gând totdeauna ce aș putea să fac pentru partenerul meu de prietenie. Nu ce pot să am de la el, dar ce aș putea să-i fac, să-i fie bine, să simtă bine, să simtă iubit. Da, da. Ajutat.
ați văzut, acolo e pus în contrast cu săracul, dar zice săracul e urât și de prietenii lui. Ați văzut? Acolo, tot în proverbe spune. Omul bogat are mulți prieteni, dar săracul e urât și de prietenii lui, spune. Dar de ce? Ce-i face așa? Pentru că ați văzut, sunt două feluri de prieteni. Sunt prieteni de ăștia care vor să profite de tine totdeauna. Care ei de la prietenie așteaptă numai să primească, numai să primească. Și când toți înțeleg asta, îi evită. Nu mai vor așa astfel de prieteni. Care totdeauna o fac pe săraci. Ei n-au niciodată de a oferi ceva. Ei totdeauna sunt săraci, ei totdeauna au nevoie numai să primească, să primească, să primească și să primească. Și de la astfel de prieteni și întorc spatele toți. Încet, încet, când oamenii realizează că nu, el nu are nimic, el nu are nicio cafea niciodată, ca să spună. Când se așează doi prieteni să bea o cafea, el nici măcar nu are, că el totdeauna ar aștepta să profite, să o plătească altcineva, să o facă ceva, să cam alții, să o facă, nu el să o facă asta. Atunci oamenii încep să înțeleagă asta, că el e așa un fel de prieten care vrea numai să profite. Celălalt zice că are mulți prieteni pentru că el e gata să ofere, să ofere în prietenii, să ajute, să ofere. E adevărat că atunci când e nenorocirea, numai nenorocirea arată ci cu adevărat cine sunt prieteni. Că prietenii adevărați, nenorocirii vor fi alături acolo, vor sta alături cu tine, vor merge cu tine împreună. Altceva, ce ați mai văzut despre prietenie? Care sunt lucruri interesante care le-ați văzut? Mi-ar place tare să facem un studiu numai prin versetele cele despre prietenie din proverbe, dar timpul nostru deja e înaintat tare, nu mai putem merge mai mult. Dar dacă ați văzut voi alte gânduri. Se poate să zic ceva? Ziana? Proverbele 27:5 spune, mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă, și aceasta mă aduce cu gândul la forma cum Ioab a acționat când l-a mustrat pe David cu femeia aia, prin metoda aia care cu femeia. Mm-hmm. Prin a treia persoană, dar oarecum a atins conștiința lui David într-o formă mai puternică și mai blândă. Și mai frumoasă. A fost pe față. A fost pe față, da? Da. Bine, bine. Da. Dacă mai vedeți vreun verset despre prietenie, mai vreți să mai spuneți vreun adevăr important care l-ați văzut despre prietenie? Cred că tot versetul ăsta cu prietenia ascunsă se potrivește la Ahitofel cu ambii, și cu David și cu... Da, a fost o prietenie ascunsă, era prietenul lui David și a dat un trădător. Era, da, și când cu David era prieten și când cu Absalom. Da. Ceea ce vedem o scăpare la David, că a uitat să-și facă pe proprii lui fii ca și prieteni, prin comunicare, prin mustrare, interese. Da. Și iubea. Și iubea tare, dar uite că nu a reușit asta. Hai să mergem la concluzii. Ce concluzii v-ați făcut din lecția aceasta? Cele mai importante concluzii pe care trebuie să le tragem din lecția asta, din tot ce am văzut, din lucrurile care se repetă, care ies în evidență cel mai mult. O concluzie mi-am făcut-o cam asemănătoare când am studiat și Cartea Corinteni. Când vezi o problemă, trebuie să o confrunți deodată, pentru că dacă nu o confrunți, consecințele sunt mari. Și aici au fost cu, vedem David, cum nu a luat atitudine. Fix așa sunt și în biserică, și nu, unii nu te întorci, sunt probleme de astea, dar trebuie confruntate la timp. Exact, inclusiv în familie. Vezi aici un caz grav în familie, care dacă nu este aplicat, nu este confruntat, nu este aplicată disciplina, el aduce ceva groaznic. Bine. Altceva? Alte concluzii? O alunecare a lui David prin... Faptul că a vrut să-și satisfacă plăcerile lui sexuale i-a adus multă tristețe în viață. Și se... Consecințe extrem de grave i-a adus. Așa este. Vedem că David
vedem că David trăia cu trecutul său, nu a luat atitudine în prezent și în viitor. Da. Trebuie să înțeleagă că a fost iertat, a fost trecut așa cu vederea și în felul ăsta trebuie să ia atitudine în dreptul lui. Chiar dacă oamenii nu l-ar fi înțeles, dar în rolul în care era, el trebuia să aplice pedeapsa. Da, iată să vă pun o întrebare. Reieșind din lecția asta, din tot ce am văzut, cine și cum trebuie să preîntâmpine cazurile de viol și de incest? Gândiți-vă la vremea noastră. Ce concluzii ne facem noi? Iată, azi se întâmplă cazuri de viol și de incest. Cine și cum trebuie să preîntâmpine cazurile astea? Părinții, în primul rând. Părinții, cum? Cum părinții trebuie să preîntâmpine? Să învețe pe copii despre asta, să vorbească dacă ceva se întâmplă. Să învețe, să vorbească, să observe, nu? Uh-huh. Să observe. Și să pună anumite limite. Cum ar fi în cazul ăsta. Când a venit acela să-i zic să-mi aduc sora, nu să-ți aduc sora nimic. De ce să-ți aduc sora? Acolo, da? De ce anume sora? Sau inclusiv, stai, dar ce vrea asta? Ce urmărește asta? Drept ca și părinte, parcă nici nu-ți merge gândul că poate să întâmple așa o tragedie în casa ta, da? Dar când ceva nu arată bine, nu sună bine ceva, poate ia mai bine cercetat întâi cu deamănunt, ia mai bine pus toate, cum să zicem, asigurările prin prejur, pusă siguranță prin prejur ca să știi că nu se întâmplă, preîntâmpinări prin prejur ca să știi că nu se întâmplă nimic grav. Dacă ceva îți pare că nu-i bun, nu-i bună vorba asta, nu-i bună apucătura asta, nu-i bună privirea asta, nu-i bun ce văd aici, nu, ceva nu-mi place, ia mai bine, vezi ce poți pentru a preîntâmpina. Nu lăsa să se întâmple și apoi să, mă gândeam eu că o să se întâmple. Da? Altceva? Cred că o problemă în zilele noastre este și libertatea prea mare și este... din școli încă parcă se permite libertatea asta, nu știu cum, parcă îi promovează încă și din școli și în școală îi promovează cu libertatea asta. Și ca părinte, vedeți că și legele astea, că nu trebuie să-l pedepsești, nu trebuie să-i faci așa, și el antă la copii care să începe a promova legele astea. Și undeva și libertatea asta prea mare pentru copil și el în libertatea asta poate să alunece ușor. Și atunci cum preîntâmpinăm? Iarăși, îl învățăm pe copil, îi arătăm limitele, pănune, cum, ora, tot așa mai departe. Exact. Și acolo unde trebuie, intervenim pentru el. Cred că un lucru foarte important, să-i spunem absolut la oricine, să-i învățăm. Din moment ce s-a întâmplat ceva, deodată semnalează, deodată fă public lucru. Deodată semnalează, nu nicio clipă, gata. Când am aflat ceva, am intervenit imediat. Nu ne mai facem când nu știm, n-auzim, nu. Gata, deodată. Și da, este normal să fii dat pe mâna poliției, pe mâna judecății, imediat să fii dat. Gata, asta e grav, asta e foarte grav. Când cineva a făcut astfel de lucruri, dat pe mâna. Și noi, ca și slujitorii Domnului, cu cei cu care lucrăm, ucenicii, trebuie să-i preîntâmpinăm, să-i învățăm. Poate în familie lor niciodată nu o să fie învățați lucrurile astea. Exact, da. Ce acțiuni sunt obligatorii după ce se întâmplă un viol sau un incest? Ce acțiuni sunt obligatorii dacă s-a întâmplat un viol sau un incest? Din tot ce am văzut noi aici. Pedeapsa violatorului. Pedeapsa violatorului. Cred că este bine, frate Vasile, de anunțat public lucrul ăsta. Da. Mângâierea victimei, vedem că foarte important, Mașa. Noi suntem datori să mângâiem victima, dar nu să o condamnăm încă o dată, dublu. Că asta face societatea, pe victimă încă mai tare. A, păi că da, dacă nu făcea, nu ajungea dacă nu făcea. Vezi, și în cazul lui, putea spune și în cazul lui Tamar, dar păi da, ce s-a dus, da, ce, nu s-a priceput când a chemat-o el, dar păi las că știi, a vrut, că cam așa le pune oamenii. Nu face așa, așa ceva nu face.
Deci victima nu o mai condamnă a doua oară și o mai victimizează încă o dată. Da, victima trebuie mângâiată. Victimii trebuie dat o perspectivă pentru viață, să-și revină, să trăiască frumos înainte. Încă o întrebare, tot aici la concluzii. Dar ce lecții de parenting învățăm din această istorie? Iată, azi e la modă, parenting, ca și părinte, înțelepciune părintească. Hai să zicem așa, ce înțelepciune părintească învățăm noi de aici? Să nu ne lăsăm manipulat de copiii noștri, așa cum a făcut Absalom cu tatălui. Da, să nu ne lăsăm manipulați de copiii noștri. Altceva cred că e foarte important. Credere în noi și să ne spună când se întâmplă ceva. Exact. Pentru că dacă ei ne spun, noi putem să-i ajutăm, dar dacă ei nu ne spun nouă, noi nu știm, atunci noi nu putem să-i ajutăm. Da. Să fim implicați în viața lor. Și învățăturile pe care le dăm să fie în primul rând trăite de noi. Da. Exemplu personal. Să vedem comportamentul lor și tot ceea ce fac ei. Corect, corect. Și atunci când au greșit, să fie pedepsiți. Da. Vezi că la David, vedem că el a fost absent la ei. El a fost absent. El își dădea acordul. Da, bine, să fac așa, dar absent. Lucru care, pe urmă, n-a fost în cazul lui Solomon. Vedeți, Solomon spune când tatăl meu îmi spunea așa, îmi spunea așa. Deci pe Solomon e evident că l-a învățat foarte bine. Normal că l-a pregătit că el trebuie să domnească, trebuie să împărățească. Dar evident că la Solomon el a fost foarte implicat în educarea lui Solomon. Dar nu și la ceilalți. Ce prieteni au copiii noștri. Amnon și l-a ales pe Biclean. Da. Exact. Deci să vedem cine sunt prietenii. Să avem grijă cine sunt prietenii și ce influență au ei asupra copiilor. Vă amintiți ce la ăsta a fost Ahitofel. La Absalom a fost Ahitofel. La Amnon Abinadab acela, da? Sau cum îl cheamă, așa? Deci oameni vicleni, oameni șăreți, oameni răi care i-au instigat la lucruri rele. Să fim foarte atenți cine sunt prietenii. Încă? Să nu ne fie frică să le punem anumite limite copiilor, știind exact. Că să le faci rău. Să punem limite copiilor. Bine, întrebări. Ce întrebări avem la lecție? Aceea cu 40 de ani vă las pe voi să căutați. Ia să vedem ce o să găsiți. La lecția următoare o să vă întreb cum e cu... Cu asta o să începem lecția următoare să-mi explicați cum e cu ăștia 40 de ani. Că zice că timp de 40 de ani el până a făcut... Ați văzut voi versetul. Vă las să-mi spuneți voi cum e cu ăștia 40 de ani. Alte întrebări. Ce alte întrebări mai sunt? Deci eu aș avea o întrebare. David, își educa copiii după legile Domnului? Da, nu putea altfel, că legile Domnului ele erau peste tot. Nu putea altfel să fie ca să nu-i educe. Ei erau educați, știau toți legea Domnului. Știau toți legea Domnului bine. Dar deci nu putem crede că ei n-au știut toate astea, n-au știut ce mișelii sunt astea sau ei știau bine ce scrie legea Domnului. Și nu numai David, toată societatea aceea educat, toată, templul, tot, peste tot, societatea era îmbibată cu învățătura Domnului. Nu putea să nu știe. Un caz Amnon și Tamar în ziua de astăzi, cum ar trebui să procedeze un părinte dacă s-ar întâmpla așa? În ziua noastră. Da, foarte grav. Foarte grav dacă se întâmplă un caz de ăsta în ziua noastră. Cum credeți voi? Ce spune legislația? Cum e legislația la noi azi pentru un astfel de caz?
Mă gândesc că se pedepsește cu închisoare. Da. Dacă se întâmplă ca persoana violator să fie până la 18 ani, este absolvit de pedeapsă penală. Dacă face astfel de lucru, da? Da. O întrebare. În... israeliților, să zicem așa. Mă gândesc că femeile aveau mai puțină prioritate decât bărbații, pentru că ceea ce făceau femeile nu contau așa de mult precum ceea ce făcea bărbat. Adică mă refer la drepturi. Nu, că legea nu face diferență între... În fața legii răspundeau deopotrivă. O întrebare, frate Vasile, am, și nu prea am înțeles-o gine aici, la 2 Samuel 14 cu 14, că este și în carte întrebare. Ce părere ai despre ultima propoziție din 2 Samuel 14 cu 14? Este aceasta o descriere corectă a lui Dumnezeu? Explică-ți răspunsul. Unii spune că trebuie negreșit să murim și vom fi ca ultima propoziție. Dumnezeu nu ia viața, ci dorește ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea lui. Dar după lege... El trebuie ușis, Absalom. Adică femeia asta a zis corect propoziția asta? Adică după voia lui Dumnezeu sau cum sunt, cum înțelegi mai așa? Deci vorbim despre caracterul lui Dumnezeu, acolo ne întreabă despre el. Da, Dumnezeu nu vrea moarte păcătos. Toată Biblia spune despre asta. Nu vrea moarte păcătos și că fiecare se întoarcă la el. Că legea avea să-i fie aplicată și el avea să fie omorât fizic, putea acum și în cazul nostru, dar acum în cazul nostru, iau, sunt câți atâția care sunt condamnați la moarte, lor le se dă tocmai toată perioada asta, care să o petreacă cu pastorul, cu preotul, pentru ca omul să aibă posibilitatea să împace cu Dumnezeu, să-și rezolve relația lui cu Dumnezeu. Dumnezeu îi dă posibilitatea asta. Legea statului îi se aplică, că îi se aplică, că nu îi se aplică, asta cum hotărăsc ei acolo, dar... Dumnezeu îl primește, da, asta îl descrie pe Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea omul să fie toată viața fugar. Dumnezeu vrea să întoarcă omul la el și îi dă posibilitatea împăcării cu el pentru viața veșnică, pentru ca să fie veșnicit. Înțeles. Mulțumim. Bine. Da, da. Și aș vrea să pun una pe lângă text, dacă îmi permite. Da, Ester. Ok. Deci, ascultându-vă de toate urmările astea care le-au avut păcatul lui David în viața lui și a familiei, nu știu, n-ai cum să nu te îngrozești. Deci, okay. E exagerat mult mai grav ce se întâmplă în familia lui, cu copiii lui, față de păcatul care l-a avut el cu Bathsheba. Întrebarea mea e așa. Spuneți un pic. Da. Deci, era posibil pentru... Deci Dumnezeu i-a zis, ok, pedeapsa peste casa ta e promisă. Era posibil pentru David să îndepărteze consecințele păcatului? Adică... Da. Ce i-a zis Dumnezeu obligat, forțat, întâmpla? Sau dacă David poate lua... Chiar îl văd, nu știu, cu copilul era mult prea pasiv. Toate cele se întâmplă, el nu face, nu zice absolut nimica. Era posibil că la un moment dat David, dacă lua acțiune, să pună stop la toate nenorocirile astea cumva? Sau era, măi, faci ce faci, nu contează, astea oricum or să vină. Deci el chiar n-avea cum să scape casa lui de toate urmările astea. Asta, și în altă parte, Dumnezeu zice, nu-mi vine exact textul, dar zice, odată spun despre cetate, că te nimicesc așa, dar dacă oamenii se întorc să pocăiesc, e ca și cum Dumnezeu zice, mă răzgândesc, eu retrag. Sau poate zic despre un popor că îl binecuvitez și așa. Dar dacă el începe să facă rele, nu că Dumnezeu e mincinos sau știu și acum vântul, dar acțiunile noastre au consecințe. Și, nu? Sau cum? Asta da. E întrebarea. Deci, atunci, în cazul lui. Chiar nu putea să îndepărteze? Da, am înțeles întrebarea, Ester. Am înțeles-o bine întrebarea și noi întrebarea asta am discutat-o la lecția trecută. Când a venit Nathan și i-a trecut toată lista consecințelor. Și David a ascultat toată lista consecințelor, dar Nathan încă nu-i mai spusese una, mai era încă una. Și David a zis, am păcătuit.
David a recunoscut. După ce David a recunoscut, s-a pocăit, Natan ne-a zis, Domnul te iartă, nu vei muri. Deci înseamnă, mai era încă o consecință. El avea smar atunci. O consecință a fost anulată. Una gravă de tot. Dar a fost înlocuit cu alta. Deci copilul care ți se naște va muri. Asta e hotărât. Toate celelalte care sunt trecute în listă, iată, noi le vedem în desfășurare acum. Ca să fie altfel. Dar tot ce vedem aici, uite, le-am văzut pornindu-se în desfășurare. Ele sunt în desfășurare, îl vedem pe David purtând consecințele astea. Tocmai de aceea fiecare de noi trebuie să ne facă foarte și foarte, cum să zic, responsabil, treji și să înțelegem bine când acceptăm să mergem într-un păcat, să înțelegem că consecințele vor fi grave, dure și lungi. Tare am vrea să fie, cum zici, în versetul celălalt și așa am vrea să fie. Dar în cazul lui David, în cazul concret al lui David, vedem că el le duce, el le poartă toate. El le poartă, iată, s-au început în desfășurare. Acum, intrăm în capitolul următor, o vedem pe alta. Iată, acolo a spus, sabia intră în casa ta, gata, sabia a intrat în casa lui. Și apoi spune toate celelalte care vor fi. În capitolul următor o să le vedem ce o să fie. Pulgar, sabia, Doamne ferește, ce se întâmplă. Deci asta e grav, foarte grav. Dar, totuși, una a fost, una cea mai gravă, ea a fost anulată. I-a spus, tu avea să mori. Tu trebuia să mori, zici. Pentru că te pocăiești, tu nu mori. Dar a fost înlocuit cu alta, zici. Mare copilul tău. Spirituală sau fizică? La ce se referea? Fizică, nu? Da? Vorbea și de moartea fizică. Da, vorbea de moartea fizică atunci, a spus. Nu vei muri, moartea fizică. El urma să moară fizică atunci pentru asta. A spus, nu vei muri, dar pentru că s-a pocăit. După mine, asta este o consecință gravă, gravă de tot, anulată. Lui a fost lăsată viața. Iată, așa că nu putem spune că Dumnezeu anulează toate consecințele dacă ne pocăim, nu. Și nici nu putem spune că Dumnezeu nu anulează nicio consecință. Tot nu putem spune. Este la discreția lui Dumnezeu. Cum? La hotărârea lui Dumnezeu. Dumnezeu e cel care hotărăște. Cum va fi? Dar cu siguranță, cu unele consecințe vor rămâne și noi ne vom pocăi și consecințele tot le vom purta. Tocmai de aceea ne grăbim să ne pocăim mai degrabă. Ca să fie mai puține ele. Mai puține și mai puțin grave. Dar Dumnezeu este cel care va hotărâ în ce măsură le vom duce, în ce măsură nu le vom, care le va anula, care le vom duce, El e cel care hotărăște asta. Cu privire la copilul care a decedat, mâncat, stat, da, tac și în cenușă până a decedat copilul, când a decedat și El s-a închinat Domnului și a mâncat, lumea nu l-a înțeles. Dar de fapt el a spus că a postit în nădejdea că Domnul s-a îndurat și copilul n-a murit. Dorind să anuleze o consecință. Da. Cerând să anuleze o consecință. Deci el a cerut, a făcut ce a ținut de el prin post și rugăciune, dar a primit consecința ca din mâna Domnului, chiar dacă Domnul nu a răspuns la postul lui. Exact. Bun, hai să vă dau întrebările pentru aplicare. 1. Întrebarea 1. Cunoști victime ale violului sau incestului? Cunoști tu personal victime ale violului sau incestului? Ce poți face pentru mângâierea și restabilirea lor? Ce poți face în mod concret pentru mângâierea și restabilirea acestor victime? Pot fi bărbați, pot fi femei și vreau să știți că asta dă niște răni groaznici. Oamenii care au trecut dă niște răni. 2. Ce acțiuni trebuie să iei pentru a preîntâmpina viol sau incest? Hai să vă spun cum am preîntâmpinat eu odată un viol. Nici nu eram credincios, eram elev în clasa 10. Și ne-am dus... elevii din școală ne-am dus din sat la Chișinău la un spectacol, la un teatru, la Teatrul Mihai Eminescu. Am privit un spectacol și când veneam acasă din Hâncești, am luat-o de pe marginea drumului pe o fată.
Dar fata se ducea la Carpineni. Cei care sunt din zona aceea știu unde. Noi am venit cu autobuz până la Lăpușna, dar pe urmă fata aceea, ea trebuia să duc la Carpineni. Și era vremea cam ca acum, tot noiembrie, ceva. Și autobusul era de la noi din sat, el mergea numai până la Lăpușna. Și atunci fata fetei nu îi rămânea decât să coboare la marginea drumului. Asta era anul 87-86. Să coboare la miezul nopții la marginea drumului și să aștepte o mașină de ocazie. Acum e periculos, dar atunci până îți venea o mașină de ocazie, nu știu, o oră putea să stai până venea o mașină de ocazie. Cine știe ce era mașina cea de ocazie? Și cum. Eu am auzit cum câțiva din băieți puneau planuri. Eu i-am auzit când ei făceau planul că după ce o lasă pe fata asta, ei se întorc și o iau pe fata asta și se vor distra cu ea. Deci am înțeles că se pune la cale un viol pentru fata asta. Când am auzit asta și fata a coborât, atunci m-am coborât și eu cu fata aceea și am mers cu ea până la satul cel la Carpineni, mult, prin ploaie am mers. N-am fost chiar până la Carpineni, că aproape de Carpineni o s-a oprit un autobuz și o luat-o pe fata aceea și o mers mai departe. Dar am mers, cred că am mers, vreo 7 km am mers. Prin ploaie, pe drumul cel la rece și încă mai țin minte că eram și cu capul gol. Și înapoi am alergat tot drumul. Până acasă am alergat, a fost mai ușor. Că cu fata nu puteam să alerg. Am alergat până acasă tot drumul și mă gândeam că o pneumonie ceva fac numai decât după tot asta. Dar uite, Domnul m-a păzit, nimic, nici măcar o răceală simplu. Nici măcar n-am răcit. Bine, Domnul m-a protejat de la asta. A doua zi, băieții ceia erau foarte supărați pe mine că le-am stricat planul. Fata cred că nici nu și-o dat seama, că eu nu i-am spus, nu i-am zis nimic, ea nu și-o dat seama ce era la cale, ce spunea la cale. De ce v-am spus asta? Că am întreprins ceva care am putut să fac atunci. Altceva ce am întreprins și întreprind totdeauna, totdeauna fac asta. Iată, de exemplu, de două ori s-a întâmplat când trec prin, prin Hâncești și vin la Chișinău, am văzut o fată, am întrebat-o pe drum și mi-a spus că e femeie, are doi, trei copii. Odată eram cu Vitali Marian, altădată eram cu Năstica, ea e din satul Buțeni. Și ea, seara târziu, încheia serviciu și ea se ducea, noaptea, am văzut-o pe drum. Am mers cu ea și am dus-o până la Buțeni ca să duc acasă. Am făcut drum. M-am gândit, totdeauna când văd așa, mă gândesc, dacă ajunge cumva într-o situație în care fiica mea trebuie să stea la marginea drumului sau mea din biserică, tare vreau ca cineva să o ia și să o protejeze, să o duc, să nu rămână acolo, să nu fie expus la pericol de asta. Le-am învățat totdeauna și vă învăț și voi acum toate fetele, nu vă expuneți niciodată, nu trebuie să îmblați noaptea, nu vă puneți în situații de astea, nu creați situații periculoase. Evitați situațiile periculoase, cum a fost și aici cu Tamar, vezi cum s-a întâmplat aici. Evitați, orice când ați simțit că nu-i bine ceva, evitați o situație aceea, feriți-vă de situația aceea. Când se întâmplă, țipă cât se te ține gura, țipă. Oamenii cu părere de rău la noi se tem, sunt lași cei mai mulți. Ei când aud că țipă, ei își încuie ușile pe dinăuntru, ei nu ies să sară în ajutor. Apoi să nu fim lași. Când auzim un țipăt, ieși afară și sai. Ieși afară și sai, iată așa cum băiatul meu este aici. Danu, într-o seară, când a auzit un țipăt afară, a venit și mi-a spus numai mie că ceva, este o femeie, strigă afară, ceva. Dar eu când am ajuns din urmă, el lovis pe cel care... Deci el s-a dus și a intervenit imediat acolo. Nu s-a gândit cine, cum, nu-i înarmat, trebuie să sai în ajutor. Absolut oricine trebuie să sară în ajutor. Deodată, nu stai pe gânduri, nimic când este. V-am spus toate astea ca să vă dau niște pilde și să vă încurajez toți noi să luăm acțiuni. Și dacă ești cu adevărat credincios în Dumnezeu,
apoi nu stai și te uiți când se întâmplă o rău de asta. Stai acolo, te bați pentru aproapele tău. Da, da, am zis drept, n-am greșit nimic, te bați pentru aproapele tău. Ca să-l aperi pe aproapele tău, intervii pentru el, stai în ajutorul lui. Deci scrie ce acțiuni trebuie să iei pentru a preîntâmpina violul sau incestul. Să-l preîntâmpini ca să nu se întâmple asta. Să-i înveți pe alții, să le spui la alții, lumea e rea și lumea se pare că o să fie și mai rea. Chiar, de exemplu, în copilăria noastră îmblau fetele pe dealuri, femeile pe dealuri, lucrau, puteau să meargă dealuri, mergeau prin păduri, nu se auze astfel de... În sat, cel puțin, lumea se știa în comunitate. Azi, oamenii se tem de acum, oamenii sunt răi, au devenit... Deci gândește bine ce acțiuni, să-ți faci o listă, ce acțiuni trebuie să iei pentru a preîntâmpina violul sau incestul, inclusiv în casa ta. Nu este în inima ta un plan rău de răzbunare pentru că ai experimentat o nedreptate? Iată, Absalom asta a făcut. Pentru că ai experimentat o nedreptate, l-a lăsat în inima lui să crească un plan rău. A fost o nedreptate față de sora lui, dar el a dat voie să crească într-un plan extrem de rău. Deci nu este în inima ta un plan de răzbunare pentru că ai experimentat nedreptate? Patru. Cunoști despre ispitele sau planurile rele ale cuiva. Ce vei face după această lecție ca să-l oprești? Iată așa cum îl chema pe acela care... Abinadab acela, da, el a aflat despre dorința lui Amnon după sorsa, pofta lui Amnon după sorsa, da cum, da dușo ia, ci gata, în loc să-l oprească și să-i spună, băi, dărbedeule, fino-ți în minte, ce vrei tu să faci? În loc să-i zic așa, el tot merge înainte, fă. Deci când știi sau ai văzut ceva, ce faci? Cunoști despre ispitele cuiva sau planurile rele ale cuiva, ce vei face după această lecție ca să oprești? Intervină deodată, spune, oprește-i. Cinci. Ce fel de prieten ești tu? Ce faci când prietenii tăi au fost sau sunt în necaz? Te-ai făcut nevăzut, nu știi, zici că ai și tu problemele tale, de obicei așa zic oameni, am și eu problemele mele. Când prietenii tăi sunt în necaz, zici că ai problemele tale, ca să dispari și să nu te implici în viața lor. Sau imediat ești acolo. Imediat ești acolo, faci tot ce poți pentru a-ți ajuta prietenii. Șase. A șasea întrebare. Ultima. Cum au răspuns prietenii tăi când ai fost în necaz? Și tot aici, tot la întrebarea asta. Ce ți-a spus răspunsul lor despre ei și despre tine? Poate să-ți spună despre tine ceva. Dacă în necaz nu-i nimeni care vine să facă ceva pentru tine, îți spune asta ceva despre tine? Păi înseamnă că așa fel de om care vrea să vină să stea alături de mine. Ce fel de om sunt eu? Cum am fost eu când au fost alții în necaz? Cum i-am prețuit eu pe alții? Cum am sacrificat eu pentru alții? Cum am fost dacă nu-i nimeni acum, am ajuns în necaz și nu-i absolut nimeni? Deci nu te supăra pe alții. Pune-ți întrebarea ce fel de om ești tu, ce fel de prieten ești tu, dacă în necazul tău, tot așa ca cei care se duc în biserică și zic că în biserică asta nu-i dragoste. Dar câtă dragoste ai dat tu? Dacă tu în biserică nu experimentezi niciun fel de dragoste, păi înseamnă că n-ai dat niciun fel de dragoste. N-ai dat nimănui. De-aia nu experimentezi niciun fel de dragoste. Că n-ai dat nimănui. Nu te interesează nimeni. Nu. Deci pune-ți întrebarea. Mă iertați, dar numărul 3, vă rog frumos să mai repetați o dată. Da, eu este pe ecran. Nu este în inima ta un plan de răzbunare pentru că ai experimentat un caz de nedreptate? Da, mulțumesc frumos. Da, da. Iată, acum vreau să vă gândiți bine la întrebările astea, mâine dimineață să meditați la ele și apoi când veți merge în grupele de studiu biblic, să spuneți fiecare, să împărtășiți, vedeți că eu aici tot am împărtășit ceva, am împărtășit niște lucruri.